Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că fostul primar l-a trimis la București mai întâi cu o șpagă de 3.000 de lei pentru domnii de la DNA. Atât a putut. O fi mult, o fi puțin. Da. Este o comună mai mică din Bistrița Năsăud, 3.000 de lei, o sumă mare. Da, dar București e mare. Da, la București a fost prea puțin, adică București e oraș scump. Așa că intermediarul, el a luat aia 3.000 de lei și a zis, n-am mers cu 3.000 de lei, mai trebuie ceva. Și a cerut supliment. Și fostul edil a pus în cazul ăsta pachet pe tren. Serios. I-a dat să se ducă cu tren 1.000 de lei. Am mai scormânit ce am mai putut să găsesc, am mai găsit 1.000 de lei, dar și 2 litri de țuică, 2 litri de afinată. Bun. Că poate eu, doamnă procuror, nu știi niciodată. Ce mi-e îmi place? 5 litri. Zău? Da. Vișinată, băi? Da. Afinată? Zmeurată? Nu. Zmeurată nu, că e prea parfumată, dar afinată și vișinată, cum? E prea parfumată? Da. Zmeurată? Da, zmeurată e prea. Și ce alte fructe de pădure se mai pot? Astea două, atât? Afinată și da. Vișinată. Și prunată. Prunată și prunată. Da. Au hazul lor. Acum nu trebuie să ne jignim. Dar vișinată și afinată înainte sau după masă? După. După masă. Da, tip desert. Da. E dulce. Bun. Cere strugurată. Strugurată. Da. Bun, deci așa, să revenim. 1000 de lei, 2 litri de țuică, 2 litri de afinată, 5 litri de vin. Deci a dat toată masa. Deschidere, aperitiv, stai masă așa. Și desert. Două bucăți de salam și 5 cărnați. E cer... Auzi, cred că rămâne... Când s-a întâmplat asta? Acum câțiva ani. Au fost cărnați de aia, mă, celărești. Lungi. Lungi? La lumea. Adică nu i-o fi dat cărnăciori de bere. Exact. Și ce mai ai prin frigider? Am două bare de salam de Sibiu. Pune tot. Da. Mă, dar al naibii edil a simțit că ceva nu e în regulă. Scrie publicația Ziare.com și a sunat el însuși direct la organele de control. Ați primit ceva de la Bistrița, da, cumva, și... recent? În felul ăsta, falsul procuror, DNA, agentul imobiliar, a fost prins în flagrant în Gara de Nord, în brațe cu pachetul. Deci l-au prins cu pachetul. Cu țuică afinată, 5 litri de vin, avea și greutăți. Deci cu totul, stai, salam și 5 cărnații. Mă gândesc dacă au adus cumva câini de urmă să-l prindă. Și l-au și condamnat la ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.